Bet Builderul zilei la pariuri e de vineri, 6 decembrie. Salutare tuturor, Bet Builderul zilei de vineri vine din Franța, din Liga 1, de la meciul lui Auxerre cu PSG, pariu pe care îl vom juca în cadrul casei de pariuri Betano. Pentru cei care nu știu încă, opțiunea Bet Builder de la Betano ne permite să combinăm până la 10 piețe diferite din același meci într-un singur pariu. Așadar, eu am ales să joc următoarele 3 variante de pariere: șansă dublă X2, peste 1,5 goluri în meci și PSG peste 1,5 cornere în prima repriză. PSG este neînvinsă în acest sezon de Ligue 1, din 13 meciuri are 10 victorii și 3 egaluri și cred că va rămâne neînvinsă și după acest meci cu Auxerre, care, deși are un parcurs bun în ultima vreme, rămâne totuși o echipă nou promovată care practică un joc destul de inconstant. Că atât PSG cât și Auxerre au depășit linia de 1,5 goluri în meci în 12 din cele 13 partide. Iar referitor la faptul că mă aștept ca PSG să aibă cel puțin 2 cornere, este de înțeles, având în vedere că vor avea majoritatea atacurilor și vor forța deschiderea scorului încă din prima repriză, astfel ar trebui să vină și cu câteva cornere. Vă invit și pe voi să vă faceți cont la Betano, accesând linkul din descriere, profitați de funcția aceasta Bet Builder și nu uitați să lăsați un like și un follow. Până mâine vă doresc să aveți inspirație și mult succes!